Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Iată titlurile acestei ediții. Moldova Gaz vrea aproape 30 de lei pentru fiecare metru cub de gaz. Până autoritățile să decidă cât de mult va crește tariful, guvernul a aprobat compensații pentru populație. Mama lui Igor Dodon are statut de complice în dosarul de îmbogățire ilicită a feciorului. În urma perchezițiilor din casa părintească a fostului președinte, procurori au găsit echivalentul la peste 1 milion de lei. Deputatul socialist Ala Dolința și-a depus mandatul și a decis să plece chiar și din partid, nemulțumită de atitudinea PSRM față de războiul din Ucraina. În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a distrus 5 depozite de arme rusești în sudul și în estul țării. Rușii au anunțat că au doborât noaptea trecută 3 avioane de luptă și mai multe drone ucrainene. Factura la gaz le-ar putea da mari bătăi de cap consumatorilor după ce Moldova Gaz a cerut astăzi o nouă majorare a tarifului, care se apropie de 30 de lei. Este practic dublu față de cât plătim acum. Solicitarea a fost expediată către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Mai multe detalii are colega mea, Mihaela Ursu. Mihaela, bună seara! Bun găsit! De această dată, furnizorul solicită 29 de lei și 48 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de actualul tarif de 18 lei și 62 de bani. Este a doua cerere de majorare în această lună. În 1 iulie, conducerea Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului la gaz pentru consumatorii casnici cu 45%, adică 26 de lei și 52 de bani cu TVA. Solicitarea depusă astăzi de către Andrei la Moldova Gaz are la bază devierile tarifare formate în ultima perioadă. Potrivit furnizorului, revizuirea tarifului este necesară din cauza creșterii semnificative a prețului de achiziție. Moldova Gaz vrea ca noile tarife să fie aplicate din 1 iulie. În cerere se precizează că prețul estimativ al achizițiilor gazelor naturale în luna august este de 1460 de dolari, cu 48% mai mult decât în iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică are la dispoziție 180 de zile pentru a analiza dosarul depus de Moldova Gaz. Ulterior, Agenția de Reglementare va veni cu un proiect de lege pentru consultări publice, iar tariful se va aproba de către Andrei într-o ședință deschisă. Experții în energetică spuneau anterior că majorarea este inevitabilă, ținând cont de cotațiile bursiere. În caz contrar, Republica Moldova ar putea fi deconectată de la gazele naturale rusești. Reprezentanții guvernului au declarat că vor oferi compensații la gaz și în sezonul de încălzire 2022-2023, doar că pentru anumite categorii vulnerabile. Potrivit contractului cu Gazprom, Republica Moldova achită până la data de 20 a fiecărei luni pentru gazele naturale consumate în luna precedentă și 50% din volumul de gaze consumat în luna curentă. Mihaela, îți mulțumesc. Guvernul a aprobat programul de compensații pentru susținerea cetățenilor în următorul sezon de încălzire în contextul majorării prețurilor la energie. Noul mecanism prevede acordarea compensațiilor în funcție de venituri și consumul de energie a gospodăriei. Maria Timofti are detalii. Maria, bună seara, te ascultăm. Bun găsit, Vadim, așa este. Cu puțin timp în urmă, Cabinetul de Ministri a aprobat proiectul de lege care prevede compensarea prețului la energie pentru persoanele vulnerabile care consumă energie. Este vorba de acest lucru va fi reflectat direct în facturile consumatorilor de energie. De menționat că compensația va fi reflectată la consumul de gaze naturale, consumul de energie termică și consumul de energie electrică. Totodată, prețul compensației, valoarea compensației va fi stabilită ulterior de către
guvern și în funcție de prețul stabilit pentru energie. Ulterior, guvernul își rezervă dreptul ca să revizuiască și să stabilească această compensație. În acest scop, din bugetul de stat a fost alocat suma de peste 400 de milioane de lei. De asemenea, și alți donatori și-au manifestat disponibilitatea de a contribui la stabilirea acestui fond de reducere a vulnerabilității energetice. Totodată, în acest context, Natalia Gavriliță a solicitat astăzi ministrului Agriculturii Vladimir Bolea ca acesta să accelereze proiectul de strategie sectorială și prioritățile în domeniul securității alimentare. La fel a cerut ca să fie stabilit un mecanism de monitorizare, de fapt, a cantităților de produse social importante. De asemenea, premierul a avut astăzi o ședință de pregătire pentru perioada rece a anului. În acest context a fost solicitată sau înaintată ideea ca să fie instalate tot mai multe panouri fotovoltaice. În continuare, vă las să ascultați declarațiile ministrului Muncii, ministrul Marcel Spătar și a premierului Natalia Gavriliță. Crearea fondului de reducere a vulnerabilității energetice va permite să acordăm compensații în factură pentru consumul de gaze naturale, de energie electrică și sau energie termică în mod diferențiat în funcție de categoria de vulnerabilitate a fiecărui consumator casnic. În baza informațiilor din Registrul Vulnerabilității Energetice, consumatorii casnici vor fi încadrați în următoarele categorii. Consumatori cu vulnerabilitate foarte ridicată, consumatori cu vulnerabilitate ridicată, consumatori cu vulnerabilitate medie, consumatori cu vulnerabilitate scăzută și consumatori fără vulnerabilitate energetică. Criteriile pentru încadrarea consumatorilor de energie în categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi nivelul de venit al familiei sau al persoanei singure, raportul dintre cheltuielile pentru resursele energetice și veniturile familiei sau ale persoanei singure, tipul sistemului de încălzire, componența familiei și alți parametri stabiliți de guvern. Pentru obținerea compensațiilor lunare, consumatorii se vor înregistra în Registrul Vulnerabilității Energetice, un sistem electronic gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Am discutat mai multe acțiuni care ne-ar ajuta să ne pregătim, dar și să gestionăm anumite riscuri care există. Vedem, iată, că toate țările din Europa se pregătesc pentru riscuri sporite de cantități limitate sau chiar de conectare. Chiar astăzi, la ședința Comisiei Situații Excepționale, am luat anumite decizii care țin de conectarea instituțiilor publice la aprovizionarea centralizată cu agent termic pentru ca să existe alternativă, dar și pentru că e mai cost-eficient. Însă eu vă rog foarte mult să ne concentrăm și pe acțiunile pe care le putem face pentru pregătire. Sute de angajați ai Universităților Agrare și Pedagogică din Tiraspol cu sediul la Chișinău au protestat din nou în fața guvernului. Ce le-au cerut guvernanților, urmăriți în telejurnal. Zeci de beneficiari ai programului Prima Casă au protestat la guvern și sunt îngrijorați de creșterea alarmantă a dobânzilor la creditele ipotecare. Oamenii au semnat o declarație prin care cer autorităților să plafoneze definitiv ratele. Înainte de protest, ministrul economiei a anunțat că guvernul va sprijini beneficiarii programului și va limita creșterea ratelor dobânzii pentru credite. Profesoara Tatiana Gheorghișenko își crește singură copilul de 6 ani. În 2021 a decis să-și cumpere o locuință prin programul Prima Casă. Inițial plătea o rată de 5.800 de lei, iar acum depășește 10.000 de lei, adică mult peste veniturile sale lunare. Statul îi oferă o compensație de doar 1.800 de lei. Ceea ce se acoperă din creditul luat este foarte mic, este undeva 700-800 de lei, doar se acoperă creditul, restul dobânda. Este strigător la cer. Eu trebuie acum să aleg sau îmi întrețin copilul sau achit. Și
noi mai mult de o lună nu rezistăm în așa măsură. Compensația care ni s-a acordat nu ne salvează nici că... În aceeași situație sunt toți beneficiarii. Deja suntem beneficiari aproape 4 ani de zile. Avem 2 copii, până acum ne descurcăm. Vom fi nevoiți să plecăm, să lăsăm țara, să lăsăm copiii, să plecăm. O mea zărplată, 6.500. Из них 5.600 я должна отдать именно на кредит. А как прожить на 1000 лей? Нас просто выгоняют из страны. Протестатарии speră că solicitările lor vor fi auzite. Au semnat și o declarație cu revendicări pe care au înaintat-o Guvernului și Băncii Naționale a Moldovei. Acest grup solicită în felul următor: revizuirea ratei procentuale pentru creditul prima casă, conform formulii stabilite până la 01.07.2022, precum și plafonarea definitivă a ratei respective sau compensarea de plină până la rambursarea totală a creditului. Cu câteva minute înainte de protest, ministrul Economiei a organizat o conferință de presă. El a anunțat, printre altele, plafonarea ratei dobânzii la 4% odată la 6 luni și 6% odată la 12 luni. Prin această plafonare se reduce această creștere cu 1.35, ceea ce ar însemna o scădere a acestei creșteri cu circa un sfert din creștere dată. Pentru absolut toți beneficiarii va fi acordată o compensație de 50%, deci jumătate din creșterea rămasă. Respectiv, se va compensa încă jumătate, adică încă 2 puncte procentuale direct de către guvern. Cumulativ, modificările vor duce la o scădere a creșterii rate cu 65%. Din această creștere, beneficiarii achită doar 35%. Un credit tipic de 500.000 de lei. Plata lunară ar fi, prin metoda anuități, ar fi de circa 3.700 de lei. După majorare ar trebui să fie 5.530 de lei. Prin măsurile care le aplică guvernul, această creștere, care va trebui să fie achitată de către beneficiar, va fi de doar 670 de lei. Este jumătate de pas făcut către beneficiari, dar nu s-a discutat cu nimeni din acest grup. Măsurile vor intra în vigoare de la 1 iulie prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Rata dobânzii la contractele prima casă este revizuită odată la 6 luni. De la 1 iulie 2022 a crescut cu 5,35%, iar rata maximă la creditare pentru perioada iulie-decembrie 2022 urma să fie de 12,72%. Programul Prima Casă a fost lansat în martie 2018 de guvernarea PD. Cei care iau credite au un termen de rambursare de până la 25 de ani. Din cauza majorării ratelor, programul nu mai este atât de atractiv, iar numărul basarabenilor care și-au cumpărat locuințe din prima casă s-a înjumătățit în ultimele 6 luni. Până acum, prin acest program au fost procurate 8.030 de locuințe. Mama fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost citată la procuratură. Aceasta urmează să fie cercetată în calitate de complice într-un dosar pentru îmbogățire ilicită deschis pe numele fiului său. În timpul perchezițiilor din luna mai, în casa femeii au fost găsite peste 600.000 de lei, câteva mii de euro și dolari. Deocamdată nu a fost stabilită proveniența banilor. Tot astăzi, judecătoria Chișinău a prelungit cu 20 de zile mandatul de arest pe numele lui Petru Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon. În urma perchezițiilor din casa mamei lui Igor Dodon, procurorii au ridicat din seiful Galinei Dodon mijloace bănești în sumă de 689.000 de lei, 17.000 de euro și 1.000 de dolari. Oamenii legii cercetează proveniența banilor, iar mama fostului șef de stat a fost citată la procuratură. Suma de 17.000 de euro depistată la domiciliul mamei învinuitului se afla într-un plic de hârtie cu sigla unui partid politic la care a avut apartenență fostul președinte de stat. Prin urmare, în legătură cu circumstanțele de fapt expuse, procurorii anticorupție au citat-o pe mama fostului șef de stat la data de 15 iulie curent pentru a-i fi înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunii de complicitate la îmbogățire ilicită. Igor Dodon nu a venit deocamdată cu reacție. În prezent, el se află în arest la domiciliu. Fostul președinte al Republicii Moldova este bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală. Partidul Socialiștilor, al cărui lider a fost Igor Dodon, a emis un comunicat de presă în care și-a exprimat indignarea în legătură cu citarea la procuratura mamei fostului președinte, menționând că acesta este un pas josnic și inuman. Tot astăzi, magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana au decis că Petru Merineanu, cumnatul lui Dodon, va mai sta 20 de zile în arest în penitenciarul 13, deși anchetatorii au cerut 30 de zile. Având în vedere că demersul procurorului de cază a fost admis parțial, deși au fost prezentate suficiente argumente pentru prelungirea măsurii pe un termen de 30 de zile, procurorii urmează
urmează să conteste cu recurs mandatul de prelungire arestului preventiv la Curtea de Apel Chișinău. Merineanu este acuzat de îmbogățire ilicită. El a fost reținut în 24 mai, iar în timpul perchezițiilor a înghițit o recipisă care l-ar incrimina pe fostul președinte Igor Dodon. Potrivit unor surse, documentul conținea informații privind tranzacții cu bunuri imobiliare ce depășesc 700.000 de euro. Sute de lectori universitari, profesori și doctori de știință de la Universitatea Agrară și cea pedagogică din Tiraspol cu sediul la Chișinău au protestat din nou în fața guvernului. Ei le-au cerut responsabililor Ministerului Educației să renunțe la comasarea instituțiilor de învățământ, dar și mai multă transparență în reformele începute. Sutele de angajați ai Universității Agrare care au ieșit la protest spun că reorganizarea instituției va aduce daune economiei naționale, care se bazează în mare parte pe agricultură. Dacă de lucru eu nu mă tem, mai ales că eu am ieșit la pensie. Îmi pare rău de universitate. Eu vreau să vă spun o universitate unică, Universitatea Agrară, într-o țară agrară, în care mai mult de 50% de buget vine din agricultură, și să n-aibă Universitatea Agrară, asta e, cum v-a spus, incompetență completă. Să rămânem independenți, să ne dea încă o șansă. Noi le-am propus foarte multe forme de restructurare, de modificare, numai nu comasarea. Ce fel de stat noi suntem fără Universitatea Agrară? Dumnealor, toți au afaceri în domeniul agricol, dar nu știu de ce Universitatea Agrară parcă li stă în gât. Chiar nu ne închipuim o țară agrară fără Universitatea Agrară. E foarte dureros. Noi suntem dezamăgiți total. Cu atât mai mult că s-a modernizat universitatea, noi avem laboratoare performante, la care nimeni nu vrea să se uite. Nici ochi, nici urechi nu are guvernarea noastră. La protest au venit și reprezentanții sindicatelor, dar și angajații Universității Pedagogice din Tiraspol, cu sediul la Chișinău. Ne simțim în nesiguranță, mai ales că suntem înainte de pensionare și nu știm ce o să fie mai departe. Hotărâri care se fac peste noapte, eu nu ar trebui să fie așa, ar trebui să fie o discuție cu societatea civilă. Unii manifestanți, deși susțin reorganizarea instituțiilor de învățământ superior, se arată nedumeriți de felul în care va fi implementată reforma. Mulți dintre noi susțin reforma ca idee generală. Și ne facem noi mai mult grijă, asta e de parțile, anume detaliile reformei. Noi nu știm care să fie soarta noastră ca cercetători din institute. Noi nu știm ce o să fie cu noi peste jumătate de zi. Adică noi cerem, primul rând, transparență, măcar să știm care ne va fi soarta și, doi, cum va activa știința mai departe. Potrivit Ministerului Educației, proiectul de reorganizare a universităților a fost necesar din cauza scăderii drastice a numărului de studenți. Astfel, în urma reformii din cele 16 universități, 5 vor fi absorbite de altele 4, iar în urma comasării vor rămâne doar 11 instituții de învățământ superior. De asemenea, în 4 universități vor fi încadrate și 17 institute de cercetare. În ciuda nenumăratelor proteste, guvernul a aprobat astăzi proiectul privind reformarea sistemului universitar. Ministrul Educației Anatolie Topal a declarat că abia acum va începe procesul real de modernizare a învățământului superior, după ani buni în care a stagnat și chiar a degradat. Proiectul privind comasarea universităților a stârnit controverse și la ședința de guvern. Мы сейчас и на улице слышим обращения людей. Я думаю, что это решение поспешно, и давайте мы снимем этот вопрос и вернемся к нему в другом, с другим содержанием, с другим концептом позже. Procesul a fost destul de complex discutat. Toate propunerile care au fost în procesul de avizare, ele au fost pertinente, au fost luate în considerație și au fost introduse în proiect. Și consider important ca să aprobăm acest proiect acum, ca să putem desfășura admiterea. Ne amintim câtă controversă a fost în jurul reformei examenului de bacalaureat. Dar cu curaj această reformă a dat roade în timp. Trebuie să facem ordine, să aducem mai multă disciplină. Conform proiectului, noile instituții de învățământ create prin fuziune se vor putea redenumi. Asta a fost și una dintre solicitările fostei Universității Agrare a Moldovei.
Noi am și înaintat domnului Topal mențiunea care a fost înaintată de către rectoratul Universității Agrare cu denumirea nouă, care ar fi dorit ca să fie nouă universitate. Proiectul a trecut de guvern, iar miza controversatei reforme este ca universitățile din Republica Moldova să fie competitive la nivel internațional, iar studenții să beneficieze de condiții moderne de studii. Concluzia esențială și care ne-a condus la aprobarea acestei hotărâri este că facem ceea ce trebuie și că marea majoritatea oamenilor înțeleg necesitatea acestei schimbări. Au fost și oameni care s-au opus, dar din păcate nu au adus niciun argument în afară de argumente politicianiste. Pentru implementarea reformei de modernizare a universităților vor fi investite peste 700 de milioane de lei, dintre care 200 de milioane sunt pentru modernizarea managementului universitar, iar 500 de milioane de lei vor fi folosite pentru dezvoltarea infrastructurii și crearea de programe noi. Seceta a pus stăpânire pe Republica Moldova, iar fermierii își numără pierderile care se ridică la milioane de lei. Pentru a-și salva puțină recoltă, aceștia cer ajutor de la stat, ce le propun autoritățile aflați în telejurnal. La 10 ani de la furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova, sunt riscuri ca astfel de cazuri să se repete, susțin experții financiari și anticorupție. Declarația vine după ce Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a publicat astăzi primul raport în care prezintă cu lux de amănunte cine și cum au furat banii cetățenilor. Potrivit experților, este nevoie de mai multă claritate în sistemul bancar, dar și de curățarea instituțiilor statului de corupți. Autorii raportului Republica Offshore spun că la 10 ani de la cea mai mare fraudă din sistemul bancar al Republicii Moldova, încă nu există un mecanism de supraveghere a sistemului bancar care să nu lase loc de abuzuri. There is still a lack of clarity within the there are 11 banks that are supervised by NBM. There are still in some cases issues regarding who actually owns those banks. That's a current problem which NBM is struggling with. That's dangerous. Potrivit specialiștilor, până în 2014, 5 dintre cele mai mari 6 bănci din Republica Moldova se aflau sub controlul la două grupări separate, care dețineau aproximativ 70% din capitalul sistemului bancar moldovenesc. Acționarii băncilor au folosit o practică sovietică de utilizare a entităților fictive din zone offshore pentru a menține și a ascunde proprietățile. Clearly documents some of the names. They're quite familiar, I think, to most people here. Plahotniuc, Platon, Shore, Redman, and I think there are many, many others. I don't think we found any institutions that were not participating, any in the finance, banking, and insurance. So in the report, you'll see whether it's NBM, the oversight of the stock market, whether it's the oversight of the insurance agencies, whether it's in the prosecution, whether it's in the Supreme Council of Judges, Supreme Council of Prosecutors, on and on and on and on. It is not isolated. It is widespread. It is everywhere. We went through the hundreds of documents. As Jim said, everything, every statement in the report is documented and bulletproof. We will do our best to involve the whole international community if needed to impose them to take actions to have good results. Raportul mai arată că peste 20 de judecători ar fi facilitat spălarea de bani prin hotărâri judecătorești. But there have been some positive signs, but it's a purge that needs to take place. I mean, it has to be something that where this needs to be cleansed and cleansed and cleansed, and it's not going to happen overnight because the old guard vested interests are not that easy to dislodge, and yet the problem is extremely serious here. So with 9 institutions that have anti-corruption in the title, why is the problem so bad? Experții au venit și cu recomandări. Bună oară, Banca Națională a Moldovei trebuie să pună la dispoziția cetățenilor rapoartele privind auditul băncilor, iar Comisia Financiară a Pieței Financiare să facă mai accesibile informațiile cu privire la beneficiarii companiilor de asigurări. Noi trebuie să atragem atenția mai mult la integritatea și independența personală
a persoanelor care activează în instituțiile de supraveghere, de conducere. Specialiștii mai recomandă guvernului să desemneze un procuror Eurojust și un reprezentant al Oficiului Central al Interpol pentru a monitoriza procesul de extradare a persoanelor care se fac vinovate de frauda bancară. Republica Moldova a cerut anterior Interpolului arestarea lui Veceslav Platon Ilanșor Vladimir Plahotniuc. Cererile au fost însă respinse. Comitetul Consultativ Independent Anticorupție a fost creat prin decret prezidențial în 2021 și este alcătuit din experți naționali și internaționali. Procuratura Generală de la Chișinău și Parchetul European au încheiat un acord privind cooperarea în investigarea și urmărirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene și Republicii Moldova. Documentul a fost semnat astăzi la Chișinău de procurorul șef al Parchetului European, Laura Codruța Chioveși, și procurorul general interimar Dumitru Ropu. Șefii celor două instituții s-au văzut astăzi și au discutat despre colaborarea dintre Parchetul European și Procuratura Generală. Acordul încheiat prevede cooperarea pentru obținerea probelor sau extrăderii persoanelor anunțate în căutare, indisponibilizarea bunurilor infracționale prin aplicarea sechestrelor sau prin emiterea ordinului de înghețare și crearea echipelor comune de anchetă. Tot ceea ce se află pe teritoriul a 22 state membre, noi putem să furnizăm informații. La cerere putem să furnizăm probe, putem să furnizăm anumite date. Parchetul European are acces la toate bazele de date, atât la nivel național cât și la nivel european. Putem coopera inclusiv cu toate instituțiile de combatere a spălării banilor. Deci, în situația în care aceste anchete comune vor exista, cu siguranță vom putea sprijini chiar și pentru recuperarea averilor, pentru că aceasta este și o prioritate a Parchetului European, nu este suficient doar să investighezi, este foarte important și să recuperezi prejudiciile care au fost cauzate. Procurorul șef al Parchetului European a efectuat o vizită de 3 zile în Republica Moldova. Chioveși s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu, premierul Natalia Gavrilița și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Într-un an de activitate, Parchetul European a înghețat bunuri provenite din infracțiuni în valoare de peste 259 de milioane de euro și au fost trimise în instanțe 28 de rechizitorii, finalizate cu 4 condamnări definitive. Se răresc rândurile Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Deputatul Ala Dolinț a anunțat că demisionează în semn de protest față de poziția partidului în raport cu invazia Rusiei în Ucraina. Într-o postare pe Facebook, reprezentanții PSRM au spus că motivația nu este caracteristică ale Dolinț și argumentele exprimate sunt rezultatul unor presiuni asupra ei sau a familiei sale, ce administrează mai multe afaceri în Ucraina. Socialista Ala Dolinț și-a depus azi demisia din funcție de deputat și precizează că este greu să vadă tragediile ce au loc în Ucraina. Ea nu este de acord și nu susține metodele, conceptul și retorica conducerii partidului. Mai mult de 4,5 luni într-un stat vecin, Ucraina, care este în esență casa mea, deoarece părinții mei s-au născut acolo, este un război. Mi-este greu să văd durerea, lacrimile, necazurile și distrugerea pe care le aduce cu ea. Mi-este greu să accept aceste evenimente. În legătură cu împrejurările, am decis să renunț la mandatul meu de deputat. Reacția PSRM nu a întârziat să apară. Într-o postare pe Facebook, conducerea partidului a spus că argumentele exprimate sunt rezultatul unor presiuni asupra ei sau a familiei sale, care are activități economice pe teritoriul Ucrainei. Deputații din opoziție au salutat decizia, menționând că respectă curajul de care a dat dovadă. Ala Dolinț a ajuns în Parlament în 2014 pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Ea a devenit cunoscută în spațiul public nu pentru proiectele de lege pe care le-a promovat, ci pentru că a mâncat zeamă în timpul unei ședințe a Comisiei Juridice. Alexeina, prietenă, apetită, no, unas și 5 minute 10, păgălăstă. În urmă cu 3 ani, jurnaliștii de la site-ul anticorupție.md scriau că deputatul se numără printre principalii finanțatori ai Partidului Socialiștilor, iar donațiile au depășit veniturile ei. Presa a scris că familia Dolinț deține și clădirea în care este amplasat sediul central al PSRM. E secetă cumplită în Republica Moldova. Raioanele de sud sunt de departe cele mai afectate, iar agricultorii spun că recolta de porumb și de floarea soarelui este compromisă, pentru că s-au trezit cu pierderi de milioane de lei. Fermierii susțin că singura soluție de a supraviețui este ajutorul din partea statului.
Uitați-vă, rădăcina deja n-are nimic, iată. O luăm care e mai frumoasă, o scoatem, iată, uitați-vă, ea n-are umezală, n-are nimic. Probabil că aici nu se mai formează, deja n-o să ajungă umiditate ca să crească, să împlie. Gheorghe Țăran a cultivat în raionul Căușeni peste 1000 de hectare de floarea soarelui. Investiția la hectar s-a ridicat la cel puțin 8000 de lei. Din cauza secetei, agricultorul crede că nu-și va recupera nici jumătate din suma de bani. Noi de când am semănat am avut numai o ploiță de 6 mm, din ce și este floarea soarelui deja este afectată, probabil că aici putem spunem că roade nu mai este. De pe 1000 de hectare, cam cât trebuie adnastră să recoltați? La 2 tone jumătate, în jur de 2000-2500 de tone. Avem pierdere de milioane. Fermierul mai are și 700 de hectare de porumb care se usucă de la o zi la alta. La sugestia autorităților, fermierul va arată terenul deja însămânțat și va pregăti pentru lucrările de anul viitor. Însă avem cotaș care trebuie să echităm. Mai avem? Avem un jur de 700 kg la fiecare hectare, trebuie să echităm de marfă. Împrumuturi de la... Mai avem agenți care mai susține unul pe altul, dacă care... și de la bancă. Și raioanele Ștefan Vodă, Basarabeasca, Ceadăr Lungă din sudul Republicii Moldova nu au scăpat de secetă, iar cea mai mare parte a recoltei este compromisă. Fermierii sunt disperați și speră să fie susținuți de stat pentru a-și acoperi cel puțin o parte din investiții. Am scris niște cereri către consiliile raionale să cumva să comisii în cadrul direcțiilor agricole și mai mulți reprezentanți meargă în terenuri să facă act de constatare. Imediat ce o să finalizeze direcția agricolă și o să se expună cât, în ce măsură sunt afectate culturile prin actele de constatare, noi o să înaintăm către Ministerul Agriculturii un șir de revindecări. Situația este una extrem de grea. Urmează acum, chiar săptămâna asta, să facem o întâlnire cu reprezentanții băncilor din Republica Moldova, ca agricultori care vor prezenta certificatele de forță majoră să nu fie pasibili de a fi penalizați, urmăriți și pedepsiți, pentru că dacă vor avea anul acesta cumva întârzieri la plata ratelor la credite. Locuitorii de la sate spun că au rămas fără apă în fântâni, iar pășunele li s-au uscat. Пастбище здесь было, скот пасся, а сейчас ничего нет, видите, трава сухая, и коровы приходят домой голодные. Уровень воды упал, и вода пропала в колодце. Исчезла вода, потому что нету дождей. Боят, что я допекаю пиво еще в теплице. Да, а я так, так, если бы плой, а если бы, так, ну, а пьеса у сука. Харбуж, на нам ободе 16 кили, а ну, если такое, веде 5 кили, на каймут. Хвачу молевне до плая, к сильву плая, к фекаре вре плая. Поругать? Да, ши, не ругаем. Растарит-то нуй, попшой нуй, да вре лумя, да нуй птеря ностра. Но плова де мульт? Де мульт. Де мульт, но плова, така и сеть, тем прижур. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din cauza temperaturilor ridicate, până 19 iulie, apa din râuri va continua să scadă. În râul Nistru, debitul de apă s-a redus cu 40-45%, iar în Prut cu 20-30%. Agenții economici și populația sunt îndemnați să consume rațional resursele de apă. Fostul judecător Andrei Niculcea, cel care a judecat cazul Șor, a fost demis de Consiliul Superior al Magistraturii. Care au fost motivele ce au stat la baza deciziei, aflați în telejurnal. În pofida faptului că Chișinăul se află sub cod portocaliu de alertă epidemiologică din cauza COVID-19, Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică nu a impus restricții. Autoritățile recomandă insistent cetățenilor să poarte măștile de protecție în locurile aglomerate, în special în mijloacele de transport public. În spitale se pregătește reactivarea secțiilor COVID. De câteva zile, Chișinăul se află sub cod portocaliu de alertă COVID, cu o incidență de 118 cazuri la 100.000 de locuitori. Varianta Omicron este foarte contagioasă și sunt confirmate deja aproape 1000 de infectări. Municipiul Chișinău nu este doar municipiul Chișinău. Este și capitala Republicii Moldova, iar de instituirea unei stări de urgențe în sănătate publică, care vine să afecteze, să limiteze anumite activități,
În capitala Republicii Moldova ar trebui să fie Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Potrivit deciziei, purtarea măștii este obligatorie doar în instituțiile medico-sanitare, iar în locurile aglomerate este doar recomandată. În toate spitalele și clinicile din Chișinău vor fi amenajate zone pentru izolarea și tratamentul persoanelor diagnosticate pozitiv la COVID. Spațiile separate pentru bolnavii de coronavirus vor fi pregătite și în centrele de găzduire pentru refugiați. Raioanele Ialoveni și Anenii Noi se află și ele sub cod galben de alertă epidemiologică. Republica Moldova începe pregătirile pentru îndeplinirea condițiilor de inițiere a negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Deja au fost desemnate instituțiile responsabile pentru fiecare acțiune în parte și a fost stabilit mecanismul de coordonare și raportare a progreselor. Deciziile au fost luate astăzi de Comisia Națională pentru Integritate Europeană și anunțate de președintele Maia Sandu. Potrivit Comisiei Europene pentru a iniția negocierile de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să îndeplinească o serie de condiționalități. Printre acestea sunt reforma justiției, funcționarea legilor, îmbunătățirea legislației electorale, reforma administrației publice și altele. Am atras atenție în mod particular măsurilor pentru deoligarhizarea vieții publice din Moldova, progreselor în combaterea corupției și recuperarea banilor furați din țara noastră, avansării în domeniul reformei justiției. Am convenit pașii care urmează să întreprindă instituțiile de stat în fiecare din aceste domenii pentru a îndeplini condiționalitățile formulate de Comisia Europeană punct cu punct. Realizarea acestor pași în termenele agreate va permite Republicii Moldova să avanseze înspre deschiderea negocierilor de aderare. Până la sfârșitul lunii iulie urmează să fie elaborat un plan de acțiuni cu pașii concreți de reformare. Documentul va fi consultat cu societatea civilă. Integrarea europeană a Republicii Moldova este programul nostru de țară, de aceea trebuie să muncim împreună pentru a avansa pe acest drum. Nu avem dreptul la eșec. Pe 23 iunie, Republica Moldova a devenit oficial țară candidată la aderare la blocul comunitar alături de Ucraina. S-a întâmplat la doar 4 luni de la semnarea și depunerea cererii de obținerea statutului de țară candidat. Următorii pași ai Republicii Moldova privind inițierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană țin de acțiunile Chișinăului, dar și de contextul regional. Asta a declarat ambasadorul Uniunii Europene Ianis Majeix la evenimentul public Moldova, țară candidat. Șeful delegației europene a menționat că aderarea propriu-zisă este realistă. Ianis Majeix a precizat că apropierea rapidă de Uniunea Europeană a Republicii Moldova prin obținerea statutului de candidat este o raritate în condițiile în care procesul se mișcă atât de dinamic într-o perioadă atât de scurtă. Sunt căi noi deschise pentru Republica Moldova și acum ține deja de felul în care acestea vor fi folosite. Pe scurt, toate acestea arată că noi, în plan colectiv, facem o investiție geopolitică în cooperarea noastră și integrarea de viitor. Experții reamintesc că cerințele de aderare ale Uniunii Europene sunt foarte complexe și, din acest motiv, implementarea lor va fi de durată. Sunt 9 condiții și aceste 9 condiții ar trebui să fie evaluate până la sfârșitul acestui an. Dintre aceste 9 condiții, 4 se referă la justiție. Și de obicei e cel mai complicat de implementat. Ele sunt 9, dar de fapt sunt mult mai multe. Un simplu exemplu este acea cerință de a deoligarhiza țara, care implică o serie vastă de măsuri, de reforme sistemice. Este foarte bine că în acest efort general al țării pe calea integrării europene se dorește a fi implicați toți factorii interesați, nu numai guvernul și autoritățile publice, dar și reprezentanții societății civile.
Continuăm cu alte știri. Fostul judecător Andrei Negulcea, cel ce a judecat cazul Șur, a fost demis de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia vine după ce în aprilie 2021 deputatul PAS Dumitru Alaiba a sesizat conducerea CSM despre un conflict de interese a judecătorului cu familia lui Ilan Șur și l-ar fi eliberat din arest la domiciliu, facilitându-i fuga din țară. Eliberarea din funcție vine însă la un an după ce magistratul a demisionat din sistemul judecătoresc. Andrei Negulcea a fost eliberat din cauza unor abateri disciplinare. Domnul judecător a depus cerere de eliberare până va fi examinat raportul inspecției judiciare de către colegiul disciplinar. Ulterior, a fost întocmit raport de către inspecție, prezentat colegiul disciplinar, a fost examinat și ca sancțiune, adică a fost aplicată eliberarea din funcție. În 2017, Andrei Negulcea a judecat dosarul lui Ilan Șor și a modificat încadrarea juridică, ceea ce a dus la o sentință extrem de blândă. El a cerut doar 7 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie, anulând și măsura de arest la domiciliu. Șor a fost liber chiar din sala de judecată. Inspecția judiciară s-a autosizizat privitor la informațiile difuzate în mass media. S-a constatat de către colegiul disciplinar, adică comiterea de către ex-judecător Negulcea Andrei, abatere disciplinare prevăzute de articolul 4, aliniatul 1, litera P. Alte fapte care aduc atingerea onoarei sau probabilității profesionale ori prestigiul justiției. Jurnaliștii de la Rai au mai aflat că femeia care era concubina judecătorului a beneficiat de un spațiu comercial în incinta aeroportului Chișinău, unde a deschis un salon de frumusețe. Judecătorul ar mai fi avut mai multe sejururi cu concubina sa la Tel Aviv, unde s-ar ascunde și Ilan Șor. Aceeași concubină ar fi fost la cumpărături la Milano și Paris, zburând împreună cu sora lui Ilan Șor. Tot Andrei Negulcea este cel care a pronunțat sentința secretă de condamnare a fostului șef al serviciilor de informații și securitate, Vasile Botnar, vizat în dosarul expulzării profesorilor turci. Andrei Negulcea este magistratul care în iunie 2016 l-a condamnat pe fostul premier Vladimir Filat la 9 ani de închisoare. La 29 noiembrie 2021, Andrei Negulcea a plecat din sistemul judecătoresc, iar membrii Consiliului Superior al Magistraturii i-au aprobat demisia. Pe lângă secetă și scumpirea carburanților, mai nou Italia se confruntă cu cea mai gravă invazie de lăcuste din ultimele 3 decenii. Care este cea mai afectată regiune și cum își apără agricultorii terenurile, vă spunem în telejurnal. Armata ucraineană a anunțat că în ultimele 24 de ore a ucis 10 de soldați ruși și a distrus 5 depozite de arme rusești în sudul și în estul țării. Forțele armate ucrainene au respins și o parte a atacurilor inamicului în regiunea Donețk, unde Kievul continuă să controleze orașe strategice. Armata rusă a anunțat la rândul său că a doborât noaptea trecută 3 avioane de luptă și mai multe drone ucrainene. Potrivit unui raport al serviciilor secrete britanice, armata rusă își concentrează în prezent forțele în jurul mai multor localități situate aproape de marile orașe ale regiunii Donețk, Slaviansk și Kramatorsk. Scopul rușilor ar fi preluarea controlului asupra acestei zone pentru a cuceri întregul Donbas, în care intră și regiunea Lugansk, ocupată complet de armata invadatoare. Noaptea trecută au fost semnalate bombardamente ale rușilor în direcția Kramatorsk, în timp ce forțele aeriene ucrainene au ripostat atacând din direcția regiunii Lugansk. Kievul afirmă că armata ucraineană a distrus 5 depozite de armament rusesc, atât în estul cât și în sudul țării, unde a fost anihilată și o unitate militară rusă. Potrivit statului major ucrainean, înaintarea Rusiei a fost oprită într-o oarecare măsură, însă e de așteptat ca ea să-și reia operațiunile ofensive pentru a-și îmbunătăți poziția tactică. De cealaltă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că noaptea trecută armata rusă ar fi doborât 9 drone și 3 avioane de luptă ucrainene de fabricație sovietică, 2 în regiunea Donețk și 1 în regiunea Nicolaev. Zilele trecute, consilierii președintelui Volodymyr Zelensky au anunțat că șeful statului a ordonat eliberarea sudului Ucrainei și apoi a întregului teritoriu suveran al țării. Liderul de la Kiev s-a arătat optimist privind reușita contraofensivei pornite acum în sud, inclusiv datorită armamentului trimis de partenerii occidentali. Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували.
Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї батьківщини на порядку сильніші, ніж будь-які їхні спецоперації. Російські солдати, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших Збройних сил. Potrivit statului major ucrainean, în prezent, armata rusă încearcă să împiedice avansarea forțelor ucrainene în unele zone din regiunile sudice, cum ar fi Kherson sau Zaporojie, ocupate de la începutul invaziei de către trupele ruse. În Marea Neagră și Marea Azov, grupul naval al Rusiei își concentrează forțele pentru a bloca transportul civil. 4 nave de război înarmate cu rachete de croazieră calibr ar fi pregătite pentru lovituri cu rachete asupra teritoriului Ucrainei, precizează aceeași sursă. În timp ce luptele continuă, Kievul nu e dispus să înceapă negocieri de pace, precum sugera săptămâna trecută președintele rus Vladimir Putin. Mai mult, ministrul de externe al Germaniei a declarat într-un interviu că nu vede negocierile cu Rusia drept o opțiune la ora actuală, în condițiile în care agresorul continuă să bombardeze orașele ucrainene, făcând zilnic victime în rândul civililor. Ucraina speră că în câteva săptămâni să fie deblocat exportul de cereale prin Marea Neagră. Condițiile în care se va deschide așa numitul coridor verde sunt discutate la Istanbul de reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai ONU sub medierea turcă. Ministrul ucrainean de externe a declarat că acum mingea este pe terenul Rusiei. Pentru țări ca Republica Moldova, Libanul sau Qatarul, importurile de grâu ucrainean sunt cruciale. Cerealele continuă să fie însă blocate de ruși în depozitele de la Marea Neagră. Și situația riscă să se agraveze odată cu strângerea recoltei de anul acesta. La negocierile de la Istanbul se caută o soluție pe care Kievul este încrezător că a găsit-o. Într-un interviu acordat revistei spaniole El País, ministrul ucrainean de externe a declarat că în curând vor fi reluate exporturile de cereale. Problemele de securitate legate de poziția Rusiei trebuie să fie discutate. Suntem în faza finală și acum totul depinde de Rusia, a spus Dimitri Kuleba. Totul depinde de succesul negocierilor de la Istanbul, care nu este garantat. În situația unui eșec, Ucraina nu are decât să scoată cerealele pe calea ferată și cea rutieră, ceea ce asigură doar parțial exporturile. Dar odată cu eliberarea insulei Șerpilor, canalul Bâstroie a devenit operațional cu acordul părții române. În ultimele 4 zile, 16 nave au trecut prin canalul Bâstroie. Intenționăm să menținem acest ritm, precizează Ministerul Ucrainean al Infrastructurii. Pe timp de pace, însă, canalul Bâstroie este motiv de discuții între România și Ucraina. Construcția acestui canal, care leagă Dunărea de Marea Neagră, a început în anul 2004. România a cerut Ucrainei să oprească acest proiect lung de 10 km care trece prin mijlocul deltei Dunării și încalcă o serie de convenții internaționale din domeniul protecției mediului. Acordul părții române pentru folosirea canalului Bâstroie în scopul tranzitării navelor cu încărcătură cerealieră are o natură excepțională, fiind avută în vedere importanța diversificării și fluidizării căilor de transport utilizate pentru exporturile ucrainene de cereale, se arată într-un comunicat al MAE Român. Ucraina a reușit să exporte aproximativ 2,5 milioane de tone de cereale luna trecută, mult sub nivelul necesar de 8 milioane de tone pe lună. În cele din urmă, pentru a se evita o criză alimentară, Marea Neagră trebuie redeschisă complet. Acest lucru va necesita negocieri dure, compromis și, cel mai probabil, garanții din partea Națiunilor Unite pentru ca acest lucru să se întâmple. S-ar ajunge astfel la așa numitul coridor verde, o cale sigură, curățată de mine pentru transportul către și din spre Odessa. Sudul Italiei se confruntă cu cea mai gravă invazie de lăcuste din ultimele 3 decenii. Miliarde de insecte distrug tot ce le iese în cale, iar agricultorii spun că vor fi afectate cam 60.000 de hectare anul acesta. Cea mai afectată este insula Sardinia, unde fermierii se tem că vor da faliment. Deja seceta și scumpirea carburanților i-au împins la limita subzistenței. Invazia de lăcuste este însă picătura care umple paharul. Specialiștii spun că insecticidele sunt greu de administrat. Seceta și temperaturile extrem de ridicate favorizează înmulțirea lăcustelor, ce nu poate fi ținută sub control decât cu ajutorul unei alte insecte. Gândacii care se hrănesc cu ouăle de lăcuste sunt ajutați de fermierii care ară terenurile. Este o soluție veche, dar utilă, pentru că încetinește ritmul de înmulțire a insectelor venite din nordul Africii.
Comisia Europeană a salutat decizia Canadei de a returna Germaniei turbinele rusești reparate necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1. Consiliul Uniunii Europene a adoptat actele juridice finale necesare care îi permit Croației să introducă de anul viitor moneda euro. Iar raportul anual al Europol arată că numărul atacurilor teroriste în Uniunea Europeană a scăzut simțitor. Sunt știri pe care vă invit să le urmăriți în rubrica Europa Azi. Comisia Europeană a salutat decizia Canadei de a returna Germaniei turbinele rusești reparate, necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1. Rusia a oprit temporar livrarea gazului prin această conductă care trece prin Marea Baltică. Moscova a invocat faptul că lipsesc compresoarele din turbinele de gaz pe care le achiziționa în mod obișnuit de la compania Siemens din Canada, ceea ce nu mai poate face în prezent din cauza sancțiunilor economice ale Occidentului. În aceste condiții, Canada a luat decizia să-i acorde acestei companii un permis revocat pe o durată limitată pentru a permite revenirea în Germania a turbinelor Nord Stream 1 reparate. Pe fondul războiului ruso-ucrainean și sprijinului oferit de UE Ucrainei, țările europene sunt îngrijorate că Rusia ar putea să nu mai reia livrarea gazului prin Nord Stream 1, conducte prin care e transportat 40% din volumul de gaz rusesc care ajunge în Europa. Consiliul UE a adoptat cele trei acte juridice finale necesare pentru a-i permite Croației să introducă moneda euro de la 1 ianuarie 2023. Consiliul a anunțat într-un comunicat că după adoptarea celor trei documente se încheie procesul care va permite Croației să devină a 20-a țară care va beneficia de utilizarea monedei comune a Uniunii Europene. Potrivit Consiliului, Croația a îndeplinit cu succes toate criteriile economice necesare pentru a adera la zona euro, așa cum anunțase Comisia Europeană și precum confirmase ulterior Parlamentului European printr-un aviz favorabil. Numărul atacurilor teroriste este în scădere, dar fenomenul rămâne un pericol real pentru Uniunea Europeană, mai ales din cauza războiului ruso-ucrainean. Potrivit raportului anual al Europol, prezentat azi la sediul central al instituției de la Haga, anul trecut au fost înregistrate 15 atacuri teroriste comise, dejucate sau ratate, de aproape 4 ori mai puțin decât cu un an mai devreme. Europol avertizează însă că într-o epocă de bulversări geopolitice, UE trebuie mai mult ca oricând să continue măsurile antiteroriste. Potrivit raportului, 388 de suspecți au fost arestați anul trecut în Uniunea Europeană pentru infracțiuni legate de terorism. Dintre aceștia, 260 au fost arestați în urma unor anchete privind infracțiuni de terorism jihadist în Austria, Franța și Spania. Despre vreme aflăm chiar acum de la Meteo. Bine v-am regăsit! În Republica Moldova temperaturile cresc din nou, însă nu în toate zonele și norii își fac simțită prezența în toată țara. La noapte e posibil ca luna să fie acoperită, la fel și stelele, pentru că norii se plimbă de colo-colo, însă momentan nu discutăm despre ploi, 16 grade se vor înregistra în sudul țării. Mâine norii vor pune stăpânire pe majoritatea raioanelor, însă din când în când o să mai apară și soarele, temperaturile mai cresc, în special în sudul țării, unde se vor înregistra 30, chiar 31 de grade. În capitală cer parțial noros în această noapte și în centrul orașului vom avea 15 grade. Mâine norii se vor înmulți, dar așa cum spuneam, momentan nu discutăm despre ploi. 28 de grade vor fi la orele amiezii. În România este tot mai cald de la o zi la alta. În vestul și sudul țării termometrele se vor apropia de caniculă și doar pe la munte vor mai fi momente de instabilitate atmosferică. Prin unele zone vor fi ploi scurte de vară. Doamnelor, domnilor, mă opresc aici cu datele despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră. Pe curând! Final de telejurnal, domnilor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă să aveți. La revedere!